Ziua veteranilor de război este marcată anual la data de 29 aprilie, în semn de recunoaștere a meritelor acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. Astfel, aceasta a fost celebrată și în municipiul Drobeta Turnu Severin. La eveniment a fost prezent și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. Domnilor invitați, doamnelor veterane, sau mai bine zis, văduve de veterani de război, astăzi, 29 aprilie, în toată țara se sărbătorește Ziua Veteranilor de Război. La fel ca în toată țara, am încercat și cred că în final vom reuși și noi ca această zi să o simțim întru totul nostru și să dăm respectul ce se cuvine celor care s-au jertfit pentru ca noi să trăim unii mai bine, unii mai puțin bine. Prin legea 303 din 13 noiembrie 2007 a fost instituită pentru prima dată în România Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită în fiecare an pe data de 29 aprilie, în semn de recunoaștere a meritelor veteranilor de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. La eveniment a fost prezent vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, care a subliniat importanța misiunii pe care veteranii de război au îndeplinit-o în slujba statului român. Mă bucur să fiu prezent astăzi la această întâlnire în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Mehedinți. Și pentru asta mulțumesc de invitație. Hristos a înviat. În zi de mare sărbătoare, izvorul tămăduirii, marcăm Ziua Veteranilor de Război, o zi dedicată eroilor națiunii, cărora le onorăm eforturile de consolidare ale statului român. Din păcate, rândurile veteranilor de război s-au subțiat, iar în această perioadă, când războiul este la granițele României, ne dăm seama cât de importantă a fost misiunea pe care domniile lor au îndeplinit-o în slujba statului român. Pacea a fost câștigată cu sacrificiile înaintașilor noștri pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a României. Avem datoria morală de a ne aminti de cei care au trăit ororile războiului pe câmpul de bătălie, de veteranii de război care constituie un etalon al devotamentului și spiritului de sacrificiu pentru noi. Tocmai din acest motiv, Consiliul Județean Mehedinți a fost alături de dumneavoastră mereu, fie că sunteți veterani de război sau văduve a veteranilor de război. Ne înclinăm cu respect în fața eroismului inegalabil pe care veteranii de război l-au demonstrat sub culorile drapelului național și ne angajăm să fim alături în fața amenințărilor prezente. În numele domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și al meu personal, primiți întreaga noastră prețuire și gânduri de bune. De asemenea, prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a dorit să sublinieze importanța acestei zile, prin care sunt celebrați atât veteranii cât și urmașii acestora, pentru dragostea de țară de care au dat dovadă. Vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră într-o zi aniversară specială și mă bucur că am prilejul și onoarea de a vă adresa câteva cuvinte. Este de datoria noastră ca an de an, la această dată, să ne sărbătorim venerabilii noștri veterani de război sau urmașii acestora, pentru că domniile lor sunt aceia care, cu multe decenii în urmă, au făcut pe deplin dovada atașamentului și iubirii față de țară și națiune, sentimente pe cât de nobile, pe atât de adevărate și profunde. Bravii noștri veterani de război fac parte din acea sacră categorie a apărătorilor neamului românesc și a interesului național, dispusă oricând la mari sacrificii umane și materiale. Foarte mulți dintre camarazii și colegii de generație ai celor prezenți căzând la datorie pe câmpurile de rezistență ale patriei sau trecând ulterior în lumea celor drepți. Acești oameni deosebiți, născuți din credința, truda și jertfa a zeci de generații de înaintași, au contribuit la rândule, prin caracterul, determinarea și curajul lor, la păstrarea nealterată a identității, integrității și unității naționale,
chiar dacă prin sacrificiul lor au lăsat în urmă familii greu încercate și îndurerate. În urma celui de-al doilea război mondial, România a înregistrat peste 900.000 de morți, răniți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi. Totodată, la eveniment a fost ținut un moment de reculegere pentru victimele războiului din Ucraina. Este dureros faptul că se uită așa de ușor când cele două fronturi din est și vest pierderile în morți, răniți și dispăruți s-au ridicat la 794.562 militari, dintre care 624.740 în est și 169.822 pe frontul de vest. Toți cei jerfiți vor rămâne de-a pururi pilde ale vitejiei, gloriei și eroismului pentru libertatea și nemurirea neamului românesc. Instituirea Zilei Veteranului de Război, sărbătorită în fiecare an în această zi, 29 aprilie, este răsplata binemăritată de cei ce au luptat și sacrificat pentru existența patriei și gloria oștirii române, precum și urmașilor lor. Veteranii de război sunt exemplele noastre de voință, de curaj, fiind cei care ne-au învățat lecția patriotismului, că iubirea de țară se măsoară în luptă, prin sacrificiul și determinarea de a-ți apăra patria atunci când este nevoie. Sunt emoționat și totodată bucuros să mă găsesc astăzi aici, în fața eroilor și urmașilor eroilor noștri. Vă asigur că pentru noi sunteți o pildă, o pildă vie și vă asigur că întreaga armată vă mulțumește pentru faptul că astăzi încă poate să poarte la piept și pe braț numele țării și culorile care ne reprezintă. Evenimentul s-a încheiat cu un scurt program artistic susținut de ansamblul Cetinița. Dar tu n-ai venit la locul umbrit.